Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediaflex. Gabriela Firea refuză să intre în jocurile de putere din PSD și spune că nu va candida nici la șefia partidului și nici la prezidențiale. Firea a anunțat însă că vrea un nou mandat la Primăria Bucureștiului. După ce deputatul PSD Cătălin Rădulescu a spus că medicii ar trebui să dea salariile înapoi, iar profesorii să plece la cules de fructe în străinătate pentru că au votat contra PSD, reacțiile nu au întârziat să apară. Un polițist îl sfătuiește să iasă din politică, în timp ce un medic spune că aceasta este reacția furibundă a unui muribund politic. USR a anunțat că îl propune pe deputatul Stelian Ion pentru funcția de președinte al Camerei. Nu se știe încă dacă opoziția va avea o propunere unică pentru locul lăsat liber de Liviu Dragnea. Curtea Constituțională a amânat astăzi dezbaterea sesizărilor făcute de opoziție și președinție asupra modificărilor aduse de Parlament codurilor penale. Ședința în care vor fi analizate codurile va avea loc în 4 iunie. Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București pentru acest sfârșit de săptămână. Vizita de vineri a Papei Francisc în România începe cu ploi torențiale, vijelii și posibil grindină. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediaflex.